Case cuprinse de flăcări în comuna Eșelnița. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, iar pompierii au acționat imediat pentru lichidarea incendiului. Incidentul s-a petrecut seara trecută. A fost alertă ieri seara în comuna Eșelnița, acolo unde un scurt circuit a provocat un incendiu la o casă. Flăcările s-au extins și la locuința învecinată. Pompierii au fost alertați și au intervenit cu forțe sporite pentru a limita extinderea focului și la alte case. Patru echipaje de pompieri au intervenit cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță Smurt pentru stingerea unui incendiu spumii la o casă de locuit din localitatea Eșelnița. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la o casă de locuit și o anexă. Aceștia au localizat și stins incendiul în limitele găsite, împiedicând extinderea flăcărilor la locuințele învecinate. În acest caz, s-a deschis o anchetă, în urma căreia s-a stabilit că un scurt circuit a provocat incendiul. Prejudiciul urmează să fie comunicat ulterior. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă.